Sfântului Duh. Amin. Mort a fost și a înviat. Pierdut a fost și s-a aflat. Iubiți, credincioși și credincioase, dragi frați și surori pentru Domnul, pentru cei care ați venit mai târziu la Sfânta Liturghie, voi repeta puțin din pericopa evanghelică care s-a citit astăzi, care este de o frumusețe și o însemnătate deosebită. Și anume se spune că un om, oarecare, nu a dat nume, avea doi fii. Și într-o bună zi, fiul cel mai tânăr vine la tatăl său și spune: Tată, dă-mi partea mea de avere. Și tatăl, un om iubitor, i-a dat acestuia partea lui de avere. A împărțit și a dat partea lui de avere. Și spune mai departe Sfânta Evanghelie că la câteva zile după aceea, strângându-și lucrurile sale, a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a cheltuit toată averea sa în desfrânare și în plăceri. Și iată că la un moment dat vine și o lipsă mare și o foamete mare. Și cheltuind tot ceea ce a avut, a început să simtă lipsa. Și spune Sfânta Evanghelie că s-a lipit de unul dintre locuitorii acelei așezări unde era el, acest fiu mai tânăr al acestui om. Și a fost angajat ca să păzească porcii. Și tare își dorea, pentru că era cuprins de o foame foarte mare, tare își dorea ca să se sature și el din roșcovele cu care erau hrăniți porcii. Dar nimeni nu vedea. Și dintr-o dată și-a venit în sine, în firea lui, și a spus: Câți argați, câte slugi ai tatălui meu? Sunt acasă și sunt îndestulați de pâine. Iar eu pierd aici de foame. Dar mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am greșit la ce și înaintea ta și nu sunt vreun să mă mai numești fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre slugile tale. Și chiar așa a făcut. Și spune Sfânta Evanghelie că văzându-l de departe tatăl pe acest fiu venind, i s-a făcut milă de el. Și ieșind în întâmpinarea lui, l-a îmbrățișat. Și atunci el a căzut la picioarele tatălui și a spus: Tată, greșit am la ce și înaintea ta și nu sunt vrenie să mă mai numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi, ca pe unul dintre slujile tale. Și spune Sfânta Evanghelie că tatăl, îmbrățișându-l, a strigat și a poruncit slujitorilor săi: Dați-i haină nouă, puneți inel în mâna lui și junghiați vițelul cel gras. Să mâncăm, să ne veselim, căci iată acest fiu al meu. Mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Dar acel mai mare fiu al acestui om nu era acasă, ci era plecat la muncă, la țarină. Și iată că însărânțe venind acasă, a auzit muzică, petrecere, jocuri. Și a întrebat pe câteva slugi: Ce se întâmplă? Și atunci a fost dat răspunsul: Fratele tău a venit acasă și tatăl tău de bucurie a tăiat vițelul cel îngrășat de bucurie că s-a întors viu. Și s-a mâniat acel de-al doilea copil, acel de-al doilea picior și nu voia să intre înăuntru. Și ieșind afară, tatăl său îl ruga. Dar el atunci i-a spus: De atâția ani sunt cu tine și niciodată n-am călcat cuvântul tău. Și niciodată n-am călcat porunca ta și am făcut tot ceea ce mi-ai spus. Și niciodată nu mi-ai dat măcar un ier.
ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar acest fiu al tău desfrânat, care a cheltuit averea cu curvele, cu desfrânatele, în acea țară îndepărtată, iată când a venit acasă, tu ai junghiat vițelul cel gras. Și atunci a spus tatăl său, fiule, toate câte sunt ale mele, ale tale sunt. Se cuvenea însă, când s-a întors acest fiu al tău, să ne bucurăm și să ne veselim, că iată, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Dragii mei, nu se poate să citim, și eu personal să citesc, această Sfântă Evanghelie și să nu fiu cuprins de o mare emoție, pentru că acest fiu rătăcit, acest fiu risipitor, dacă să ne gândim mai în profunzime, nu cumva ne reprezintă pe cei mai mulți dintre noi, care de multe ori, poate chiar așa am și făcut în viață, am lăsat totul, n-am ascultat de părinții noștri, am luat ceea ce am avut, ce ni s-a convenit, și am luat-o în lumea largă, gândind că așa este mai bine. Știți dumneavoastră care este pentru, de obicei pentru tineret, că cei bătrâni sunt un pic mai copți la minte, să spunem așa. Care este cea mai atrăgătoare, cea mai frumoasă ispită, dacă aș putea să o numesc așa, din viața lor? Știți dumneavoastră care este? Ce e cel mai frumos pentru un tânăr? Ce îi se pare lui, adică ce e mai frumos? Nu că ce este bun și folositor. Ce îi se pare unui tânăr că este cel mai frumos în viața aceasta? Nu o să vă gândiți la ceea ce vă spun. Răspunsul este acesta. Vidul sau necunoscutul? Totdeauna ce este necunoscut se pare că e mai frumos, nu-i așa? Când ești acasă și ai casa ta, și masa ta, și tată, și mamă, și soție, și copii, și tot ce trebuie, și vezi la televizor că, nu știu, în America mănâncă hamburger sau cine știe ce fac pe acolo, îți faci, băi, acolo e mai bine, gata. Cu toate că habar n-ai ce se întâmplă acolo, acolo este cel mai bine. Nu ni s-a întâmplat și nouă de multe ori așa ceva? Câți dintre copii n-au plecat de acasă, în lumea largă, că li s-au părut că este mai bine și mai frumos în lumea largă? Și când s-au confruntat cu greutățile vieții, s-au întors înapoi. Căci am văzut că necunoscutul nu este chiar așa de frumos și așa de dulce pe cât pare la prima vedere. Acest fiu risipitor, să încercăm un pic să depărăm povestea, a cerut de la tatăl său banii săi, partea sa de avere, care a avut-o. A preschimbat-o în bani și a plecat în lume largă. Avea nevoie de libertate, de cineva să nu-l controleze. Pentru că părinții ce fac de obicei? Nu când sunt copii cu ei acasă. Îi controlează din când în când, îi mai povățuiesc. Când sunt mici, le mai dau și câte o vârcuță la funduleț, nu? Tot din dragoste fac. Pentru că nu vor decât binele copilului, nu? Și acest copil avea nevoie, acest fecior mai tânăr, simțea nevoie de libertate. Să nu mai fie controlat. Să poată să facă ce vrea. Și tatăl său, care în această Sfântă Evanghelie plină de simboluri și de înțelesuri domnicești, îl reprezintă chiar pe Bunul Dumnezeu, i-a dat libertate. Dumnezeu este libertate. Dacă nu ne-ar fi dat libertatea fiecare dintre noi, ar fi fost un dictator. Este darul cel mai de preț pe care Bunul Dumnezeu îl dă oamenilor. Și l-a dat și va da întotdeauna. Tocmai de aceea, de multe ori se întâmplă că mă întreabă oameni și întreabă, Părinte, de ce în lumea asta sunt atât de multe războaie? De ce sunt atât de multe crime? De ce sunt atât de multe viuri? De ce sunt atât de multe neînțelegeri? Iată de ce. Tocmai de aceea că Dumnezeu a dat libertate tuturor. Dar foarte mulți dintre semenii noștri folosesc prost această libertate. Și acest copil, acest tânăr, acest fecior, ajungând acolo, bineînțeles, învăltoarea
tinerețe sale, cu bani la el, nu? A început să se distreze. Ce să facă? Să bea, să mănânce, să umble cu femei destrăbălate, cu femei destrănate, cum le se mai spune în vorba populară, cu... Știți, mi-am să mai repet. Dar iată că, la un moment dat, sursa aceasta de bani, pe care a avut-o, s-a apropiat de sfârșit. Și chiar s-a sfârșit cu totul. Și a dat așa bunul Dumnezeu să vină o foamete mare peste locul acela în care el era. Și toți prietenii săi pe care i-a avut, prieteni pentru că erau prieteni falși, prieteni care vin la om doar atunci când este soarea asupra ta, când îți merge bine, când ai bani mulți, când ai bunăstare multă. Dar când ești lăbicat, când ești sărac, când nu ai nimic, tot se spulbere ca praf în vânt. Și rămâi singur. Tocmai așa a rămas și acest tânăr din Evanghelia de astăzi. Singur, părăsit de toți, fără ajutor din partea nimănui. Pe lângă că nu avea ce să mănânce, era chinuit și de această singurătate care nu-i deloc frumoasă. Și ca să nu piară de foame, s-a lipit de un locuitor al acestei așezări, care l-a pus să păzească porci. De ce tocmai porci? Și aici are un înțeles Sfânta Evanghelie. Porci în timpul Vechiului Testament reprezentau animale care nu erau curate. Poporul în acea vreme nu mânca aceste animale, ci doar le comercializa mai departe. Adică, în înțelesul Evangheliei, era păzitor al păcatelor. Și își dorea foarte mult să mănânce din roșcovele cu care erau hrăniți acești porci. Roșcovele sunt așa un fel de aliment foarte acru, care se face gura pungă, dar la foame zbună și alea. Însă totul era drămuit cu porția. Și nu, nu se gândea nimeni să întrebe, poate vrei și tu. Și a venit în fine, în sinea sa, în mintea sa, și s-a gândit, uite câți arganți are tatăl meu acasă și toți o duc bine și mănâncă și au pâine. Și eu răbdă aici de foame. Și mor și pierde foame. Dar i-a dat Dumnezeu mintea sa în gând și a spus, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îl voi ruga. Deci putea să spună foarte bine, mă duc acasă, tată, am greșit, am fost un prost, am fost un zăpăcit, am fost cum am fost, te rog să mă ierți, asta este, nu mai fac. Și a spus, mă voi duce la tatăl meu și voi spune, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi, dintre slujile tale. Și așa aș făcut. Și acum să ne uităm în partea cealaltă a monedei. La tatăl copilului care l-a așteptat. Ce credeți dumneavoastră? Cum a fost inima acestui părinte când acest copil a plecat de acasă? Tânăr, plin de viață și de voie bună, încrezător în el, cu punga de aur la șold, cu toiagul în mână, lăsând totul fără să-l intereseze de nimic și plecând în lumea largă. Poate în fiecare dimineață se scula și scruta zarea să vadă doar va veni acasă. Cât dor avea acest părinte de fiul său. Și să-l vadă acum la distanță, plin de zdrențe, rupt, necăjit să se întoarcă în hanul acesta acasă. Dar era viu. Cu siguranță s-a supărat pe el. Ce părinte nu se supără atunci când copilul îl ascultă? Dar când l-a văzut acasă, că a venit ce a spus Sfânta Evanghelie, i s-a făcut în milă de el. S-a dus și l-a îmbrățișat. Dar acest copil a făcut exact ceea ce a spus acest tânăr. A căzut la picioarele părintele său și a spus, tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă mai numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Însă tatăl l-a ridicat și a spus, dați-i haină nouă. Puneți inel în mâna lui. Inelul este simbolul aducerii la starea cea din tâi. Împăcării. Și înjunghiați vițelul cel vrea să ne bucurăm, să ne veselim. Căci iată, acest fiu al meu mort a fost și înviat. Pierdut a fost și s-a aflat. Și continuă mai departe cea Sfântă Evanghelie, cum ați auzit, cu feciorul cel mare, care era plecat la țarină.
S-a întors înapoi și poate pe bună dreptate. A auzit ce se întâmplă acolo, s-a mâniat. Cum adică? Eu care am stat la început cu tata meu și am făcut toate ceea ce vrea el să facă. Și am fost cu minte și am ascultat voia lui. Și am ascultat poruncile lui. Și mie tata nu mi-a dat niciodată, măcar un miel. Să mă veselesc și eu cu prietenii mei. Și acest, chiar dacă e fratele meu, acest tânăr destrăbălat care și-a cheltuit averea cu curvele în altă parte, s-a întors acasă, acum și iată. În junghe pentru el, vițelul cel gras. Și nu vrea să intre în urmă pe trece. Și tatăl său, auzind, a ieșit afară și ruga să intre. Și a spus aceste vorbe pe care vi le-am spus acum. Și tatăl, plin de dragoste, a spus, fiule, toate câte sunt ale mele, ale tale sunt. Se convenea însă să ne veselim. Căci, într-adevăr, acest fiu al meu și frate al tău, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Cine ți mai gândea vreodată că se va întoarce înapoi? Și nu se întâmplă oare așa de multe ori, dragii mei? Când se întoarce câte un rătăcit la dreapta credință și îl primim cu drag, și sunt câțiva din frații noștri care încep să cârpătească. Ia, o veni și ăsta. O veni și nestrăbălat, o veni și hoțul, o veni și curva aia, o veni la biserică. Nu vi se pare cunoscute aceste vorbe? Dar ce spune Dumnezeu? Toate câte în satele mele, ale voastre sunt. Ale tale, ale tale, ale tale. Tot. Pentru cei care sunteți cuminți și pentru cei care urmați voia lui Dumnezeu. Dar iată că acesta care aproape că era mort, a înviat. Și spun Sfinții Părinți că bucurie mare se face în cer pentru un păcătos care se întoarce de la pocăință. Căci pocăința, dragii mei, nu înseamnă apartenența la o sectă. Pocăința înseamnă debarasarea de tot lucrul rău pe care l-ai avut și l-ai luat în viața ta și hotărârea definitivă de a nu mai face rău. De a încerca să faci voia Dumnezeu. Ca să înțelegi mai bine această reîntoarcere a fiului rătăcitor, a fiului risipitor. Și cât de bine de multe ori este ca să fii lângă părinții tăi, lângă tatăl tău, lângă mama ta, lângă familia ta, cei care te iubesc. O să vă spun o scurtă istorioară care spune că într-o bună zi pe mare, în timpul unei mari furtuni, oamenii erau deznădăjduiți. Erau disperați. Zice, și gata, acum ne necăm. Cădem în mare și ne necăm. Și au mers acolo unde erau cabine, unde mai dormeau ceilalți pasageri și au văzut un copilaj dormind. Și spune, dar ce faci? Scoală-te, hai afară să vedem, poate să avem cumva. Nu vezi că ce furtună e afară? Vrei să mori aici? Și copilașul, la început, liniștit, a întrebat, cine este la cârmă? La cârma vasului. Zice, căpitanul, tatăl tău. Atunci pot să stau liniștit, mă culc mai departe. Cât e cârma mâna lui, nu se poate întâmpla nimic. Vedeți? Cârma să o lăsăm, dragii mei, mâna lui Dumnezeu, Tatăl. Să ne rugăm. Să ne lumineze mintea. Și să ne ajute. Să nu cumva să cădem și noi în ispita aceasta în care a căzut acest fiu risipitor. De multe ori se laudă mulți oameni că au de toate, au multe bunătăți, au multă bogăție, au case, averi, mașini, animale cu duiumul. Și spune un Sfânt Părinte, dacă ai toate bogăție din lumea aceasta și n-ai dragoste la Dumnezeu, atunci n-ai nimic. Nimic, ești cel mai sărac din toți. Iar dacă n-ai nimic și ești cel mai sărac din toți, și l-ai pe Dumnezeu în sufletul tău, în inima ta, atunci ești cel mai bogat din toți. Iată cât e frumos, dragii mei. De ce s-a bucurat acest tată de întoarcerea fiului rătăcitor? Sau fiului risipitor, cum să mai spun.
Știți pilda cu păstorul care avea 100 de oi? Și una dintre ele s-a rătăcit. Și le-a lăsat pe cele 99 și s-a dus. Și a căutat mult timp până a găsit pe oaia cea rătăcită. Și mult s-a bucurat când a găsit-o. Iată, tot așa se bucură și Dumnezeu când găsește pe câte unul din aceștia care este mai rătăcit, care s-a dus de la turmă și se întoarce înapoi pe calea dreaptă împărăției Dumnezeu. Ispitele sunt mari, dragii mei. Valoarea sufletului este foarte mare. Spuneau Sfinții Părinți că sufletul omului este mai valoros decât tot Universul. De ce credeți dumneavoastră că se luptă diavolul atât de mult ca să-l ia? Tocmai pentru că sufletul omenesc are valoare deosebită. Important este pentru noi, dragii mei, că se întâmplă în viață de multe ori să cădem foarte adânc, în prăpastie. Sau se poate întâmpla de multe ori, cum se întâmplă, nu? Să ajungem în vârful muntelui. Important este că atunci când ești în prăpastie, să nu deznădăjduiești, iar când ești în vârful muntelui, să nu cumva să amețești. Că foarte ușor poți ameți acolo și să cazi din nou în prăpastie. Pentru bunul Dumnezeu, dragii mei, este importantă întoarcerea noastră, precum a făcut acest fiu rătăcitor. Sau acest fiu risipitor. Întoarcerea noastră cu pocăință. Nu contează când o facem, dar să o facem. Să fim conștienți de ceea ce se întâmplă cu noi. Căci de multe ori spun oamenii, Părinte, lasă că am timp eu să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu, când voi fi mai bătrân? Și îl întreb atunci, bine măi fratele meu sau sora mea, dar avem noi ziua de mâine, în mâinile noastre, putem noi fi siguri 100% că apucăm ziua de mâine? Nu putem fi siguri nici dacă apucăm ora următoare. Și atunci trebuie să te gândești, în ce te va prinde moartea? În aceea vei fi judecat. De ce vă spun aceasta? De curând, de câteva zile, s-a sărbătorit în aproape toată lumea Marea Zi a Îndrăgostiților. Valentine's Day, să apoi spune. Sfânt Valentin. Păcat că pentru o foarte mare majoritate acestor oameni, ziua îndrăgostiților nu reprezintă decât contactul sexual, ca altceva nimic. Asta este dragoste. La aceasta se rezumă. Mai spunea cineva, nu-i dau numele acum, mai spunea câteva, câteva zile în urmă, a încercat să schimbe rugăciunea Tatăl nostru, spunând în loc de pâinea noastră ce ai toate zilele, dragostea noastră ce ai toate zilele, dă-le nouă astăzi. Nu știu dacă e bine să rog ce a spus, noi nu trebuie să schimbăm rugăciunea care ne-a dat-o nouă însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Dar dragostea trebuie înțeleasă în adevăratul sens al ei. Vă dați seama dacă s-ar vorbi la ora actuală cum vorbesc mulți dintre Sfinții Părinți care trăiesc în munte sau în pustii și vorbesc între ei, fă frate dragoste cu mine și adu-mi par cu apă. Spune așa la unul zodiască, că-ți dai cap. Deci nu trebuie să rezumăm această dragoste, această iubire doar la actul sexual în sine, la apropierea trupească. Ce a spus așa de frumos la Sfântul Apostol, ca să citim. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și mai departe spunea că trupul nostru este templul al Duhului Sfânt. Ori noi luăm templul nostru al Duhului Sfânt să-l unim cu templul unei desfrânate. Și mulți chiar am întâlnit oameni căsătoriți chiar, care mi-au spus și știți dumneavoastră că umblă vorba aceea în popor. Femeia nu prea are voie, dar bărbatul poate să mai calci câteodată cu stânga, nu? Cu stângul. Și atunci îi spun, ascultă această minunată învățătură pe care a spus-o Sfântul Apostol Pavel, că trupul tău este templul al Duhului Sfânt. Și dacă tu îl apropii de o desfrânată,
pleacă Duhul Sfânt de la tine și ești una cu aceeași desfrânată. În momentul în care un partener, dacă sunt căsătoriți, se unește cu o desfrânată și revine la partenerul său, indiferent că este bărbat sau femeie, păcatul și mizeria acestei desfrânate se transmite automat, indirect, partenerului de viață. Și îl faci curvă, o faci curvă sau curvar, fără să vrea. Ar trebui prima oară să întreb, am voie să te fac? Desfrânat? Ce s-a desfrânat la urma urmei? Om fără frâu, care lipsește frâul. Știți că un cal sau un catâr, dacă nu are frâu, umblă iurea pe stradă. Iar de moment ce are frâu și este ținut în hățuri, atunci toată treaba este bună. Foarte mulți dintre dumneavoastră și dintre mulți alții cu care mă întâlnesc zi de zi, dragii mei, trăiți în acest păcat al desfrânării. Și mai ales cei care trăiți împreună necunonați la Sfânta Biserică. La Sfânta Biserică Ortodoxă. Pentru că doar în Sfânta Biserică Ortodoxă căsătoria este taină. Nu este un simbol. Și Biserica Catolică la fel. Am întâlnit de curând oameni care au ajuns până acolo încât să se pună nași evanghelici la botezul ortodox. Unde am ajuns? Că spune, păi nu suntem prieteni buni, ne înțelegem bine, ce poate fi rău? Ca și cum mai spune, mai 4 și cu 4, 2 și cu 2 face 4, nu? Că dacă ăla vine și spune 6, hai să o lăsăm pe lui, că să fie, să nu-i spunem cu el, nu? Se poate treaba asta. Deci dacă este regulă, trebuie să o ținem, dragii mei. Chiar și cei care sunt căsătoriți la religia evanghelică și o spun cu părere de rău. Nu este acceptată căsătoria evanghelică ca și rangul de taină. Că ei n-au Sfintele Taine. N-au cele 7 taine pe care noi le avem. Și trăiesc în desfrânare. Și păcat mare au. Să nu mai spunem de cei care trăiesc așa necunonați. Eu vreau să vă văd pe toți că sunteți aici în rai. Gândiți-vă la aceasta. Ce se întâmplă dacă mâine vine moarte și mâine? Că sunt foarte mulți care își dau seama de gravitatea păcatului în care stau și spun, da, părinte, știu că greșesc, știu că nu-i bine, o să fac nunta cât mai repede posibil, cununia cât mai repede posibil. Zic, cât? Când? Păi zice, la anul, doi ani, poți să strâng mai mulți bani. Dar ești sigur că prinzi anul viitor? Ești sigur că apuci ziua de mâine? Gândiți-vă la aceasta, dragii mei. Cei care se deștept. Dacă cunoașteți oameni care stau așa, trăind necunonați, sfătuiți să vină la Sfânta Biserică să-și unească destinile prin Sfânta Taina Comuniei, să trăiască așa. De ce vă spun aceasta? Într-o bună zi, este o pildă frumoasă, cu care mă apropie de final, într-o bună zi, un Sfânt Părinte se ruga la Dumnezeu să-i descopere cum reușește diavolul să-l păcălească cel mai repede pe om și să tragă cât mai mulți oameni în ea. Și i s-a făcut, spun pe scurt, i s-a făcut așa o arătare în care i-au apărut foarte mulți diavoli, sfatul diavolului se numește. Și se sfătuiau fiecare cum să facem să aducem cât mai multe suflete în iad. Pentru că sufletele sunt foarte, foarte valoroase. Și a venit unul și a spus să învățăm că nu există Dumnezeu. Spune că pe tine, diavolul Lucifer, n-ai făcut nimic. Sunt destule dovezi în lumea aceasta care vor dovedi tuturor că există Dumnezeu. Să învățăm să nu mai meargă la biserică, să nu mai treacă în biserică. Să meargă la alte părți, la secte și așa mai departe. Spune, când știți câțiva, dar nu prea mulți, că sunt destui care știu că biserica este casa lui Dumnezeu, Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu, unde găsesc că sunt pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și prea frata Maica sa și Sfinții săi.
și unde, prin puterea Sfintei Cruci, ne batem. Și vine unul mai bătrân dintre ei, Scaraoțchi, și spune, am eu o idee cu care am adus foarte mulți în iad. Spune, spune măcar. Zice, să-i sfătuim că este Dumnezeu. Ba chiar și să se roage la Dumnezeu. Să-i sfătuim că există și biserică. Ba chiar să-i rugăm și să-i îndemnăm să meargă la biserică să se roage. Să facă fapte bune. Să mai și postească din când în când. Și ce mai important, să-i sfătuim să se pocăiască. Să trăiască, în primul rând, tot ceea ce vor ei. Să-și permită toate plăcerile din lumea aceasta. Să trăiască în desfrânare, să mănânce mult, să bea mult. Să facă orice vor ei și să se pocăiască la urmă. Dar nu asta. Mâine. Și în fiecare zi să repetăm. Și așa, în fiecare zi tocândindu-ne și spunând că nu azi, mâine, vine moartea și prinde și ai noștri sunt. Și a spus acest Sfânt Părinte, această arătare a scris-o și a dat-o mai departe și o știm și noi. Iată, dragii mei, ce frumos fac diavolii ca să tragă cât mai mulți oameni din Împărăția lui Dumnezeu în iadul celor fricoșători. Să ne ajute Bunul Dumnezeu nouă tuturor, dumneavoastră, la toată familia dumneavoastră, să fim buni. Să-i respectăm, în primul rând, pe părinții noștri, așa cum am făcut la urmă și acest fiu risipitor. Că nu există, vă spun sincer, nu există durere mai mare decât atunci când un copil îl rănește, sufletește pe părintele său. Și ceea ce este mult mai important, dragii mei, nu uitați că roata se întoarce. Ceea ce astăzi tu faci părinților tăi, mâine îți vor face copiii tăi ție. Pentru că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Și era o pildă care spunea odată că într-o bună zi, o tânără femeie vine acasă la serviciu, avusese o zi grea, o zi șefi, o călcase în picioare spiritual, să spunem așa, colegii o bârfeau, avea o zi foarte grea și vine acasă și mama ei abia aștepta să o vadă. Și când intră în casă, deschide ușa, o trântește, aruncă haine de pe ea și iese mama în întâmpinare și spune, ce faci? Bine venit acasă. Mi-a fost dor de tine. Cum ți-a fost ziua? Ia mai lasă-mă, mamă, în pace. Ce ești tu? Lasă-mă în pace cu problemele mele și toate astea. Și a intrat în camera ei, trântind ușa. N-a avut timp să schimbă vorba cu mama sa. Mai târziu, câteva minute mai târziu, nu știu cât, și-a dat seama că dintre toți, cei mai mulți, sau cea mai mult o iubea această persoană care o aștepta acasă, mama sa. Și a părut rău de ceea ce a făcut, de faptul cum s-a comportat cu mama sa. Și a ieșit din camera sa și a zis, mă duc la mama ca să cer iertare, că sigur am supărat-o prin comportamentul meu. Mama sa era pe un fotoliu, în fața căminului, și părea că doarme. S-a apropiat de ea, dar în realitate mama sa murise. Murise de inimă, datorită faptului că cel mai de scump lucru din viața ei, copilul ei pe care îl iubea și care, așteptând o vorbă bună, nu i-a spus nimic altceva decât lasă-mă în pace, ce știi tu? I-a prea rău, bineînțeles. Cui nu-i pare rău că se întâmplă așa ceva? Dar ce mai putea să facă? Totul era pierdut. De aceea, în primul rând, dragii mei, învățați-vă să discutați și să spuneți prin vorbe. Dacă v-aș întreba fiecare dintre dumneavoastră acum, când este ultima oară când ai spus tatălui tău sau mamei tale în față, cu vorba ta, cu gura ta, te iubesc, tată, te iubesc, mamă, am nevoie de tine. Câți veți răspunde, da? Cu siguranță, prea puțin. Toți gândesc, lasă că mama știe că o iubesc. Tata, știe că o iubesc. Știu că știe. Dar cât de frumos când tu cu gurița ta îi spui, tată, te iubesc.
Mamă, te iubesc. Am nevoie de tine. Acum când se poate. Că vine vremea binecuvântată de Dumnezeu când vor pleca de la noi. Și tare vom vrea atunci să stăm de vorbă cu ei, dar nu vom avea cu cine. Să ne ajute Bunul Dumnezeu, dragii mei, să ne întoarcem pe calea dreaptă părăției sale, să vă dorească și vouă tuturor sănătate, bucurie, binecuvântare, să ne pregătim, iată, cu ajutorul Dumnezeu, ne apropiem de marele eveniment, să spunem așa, de mare încercare a creștinismului ortodox, mai ales, Sfântul și Marele Post, să ne pregătim pentru Sfânta Înviere și așa să-L preamărim pe Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă ajute în fiecare